astăzi acasă avem un cuplu frumos, un cuplu cu experiență, Constantin și Valentina Moscovici. Bine ați venit la noi! Salut, salut, salut! Salut, salut! Bine v-am găsit! Ce mai faceți? Bine, ca de obicei! Ca toată lumea! Suntem în această perioadă când cuplurile, dar în general oamenii își amintesc că există așa un termen, dragostea, da? Și aș vrea să abordez acest subiect. Poate prindem de la voi câte ceva. Haideți să calculăm de câți ani sunteți împreună. Am pierdut șirul timpului. Așa. Wow. Eu zic eu mai simplu, așa. Hai să facem o matematică, da? Da. 2 ani de zile am făcut curte. Nu m-au acceptat deloc. Ah, iată cum. Deci da. Dumneavoastră ați fost cel cu primul pas. Eu, sigur, sigur. Aha. Eu mi-amintesc că chiar prima noastră întâlnire, atunci făceam parte din formația condusă de Iuri Sadovnic, legenda, și am avut un turneu așa de lung și greu, pensate, mă rog, nevoi. Și obosit așa, vin în cămin, atunci stăteam în căminul Filarmonicii Naționale și am auzit eu ceva zgomot acolo pe la bucătărie și am înțeles că trebuie să mă duc acolo, că să profit ceva, da? Mă rog, prieteni, una alta. Dar în momentul acela, da, mâncare și la niște prieteni de mei care era un cuplu foarte, foarte frumos și bun, care de fapt făceau parte din ansamblul Joc, aveau o fiestă, o petrecere, o nu știu ce. Și prima dată când am zărit fetișcana aceea frumoasă, cu niște picioare lungi. Așa. Deci până acum au rămas la fel. Da. Și nu s-au scurtat? Mi-a pus ceva o pată și... Doi ani e, da, e destul de mult. Nu, luând în considerație că 2 ani și din ăștia 2 ani noi mai... Deci, practic, să luăm zile, să punem lipite una de alta, deci se primește cam puțin 2 timp. Săptămâni ne-am întâlnit. Aha. Chiar 2 săptămâni. Valentin, da, dacă care 2 ani de zile. Motivul? Adică 2 ani să vă jucați așa cu sentimentele înflăcărate a acestui tânăr. Nu, el se gândea. Nu, el când am început deja să ne cunoaștem mai înaproape. Deci mi-a zis așa, uite, dacă ajungem la momentul acela, când o să-ți propun căsătorie, vreau frumos să te gândești foarte bine. Pentru că eu asta îmi doresc nu pe un an, doi, dar îmi doresc pe perioada mai îndelungată. Eu am intenții serioase. Și eu mă gândeam, eu am avut nevoie de timp să mă gândesc. Da, 2 ani zile să dar uite rezultatul, nu? Da, 30 și de ani suntem împreună. Nu vreau să spun cât, dar să zicem 30 și... Da. Și când va fi o dată rotundă, să spunem. Când spuneam că avem multe de învățat de la voi, chiar vorbeam serios, vreau să vă întreb despre acest stereotip creat, nu știu, în viața de cuplu, de familie, că primii ani sunt cei mai înflăcărați, după care vine deprinderea și nu știu ce. E adevărat? Nu, de fapt, înflăcărați suntem și acum. Flacărarea nu dispare. Da, flacăra da, nu dispare. Deci depinde, poate își schimbă forma. Dar nu are cum să dispară. E ca un, cum ai zic alții, e ca o sticlă de vin care are nevoie de timp să se așeze și așa mai departe. Devine mai matură, da, mai... Da, în primul mai înțeleagă. În primul rând, fiecare are caracterul lui. Valentina facea parte tot dintr-un ansamblu foarte vestit, ansamblu Joc, era solistă și evident erau plecări, erau, mă rog, spectacole, concerte, eu la fel, cu Iuri Sadovnic, după ce cu Anatol Chiriac, în formația condusă de Anatol Chiriac, am avut turnee, probabil că restricțiile acestea sau aceste timpul pauze care, pauze, da, totdeauna încălzeau întâlnirile noastre. Nu degeaba spunea pe vremea mai drăguț. Da. Eu câteodată zic că ăsta e secretul nostru. Valentina, dar vreau să vă întreb și despre situațiile de criză din familie. Noi ăștia mai începători, așa, ne aprindem foarte repede, putem să tragem și niște concluzii pripite și așa mai departe. Cum se depășește o situație de criză? Care ar fi... Care e secretul nostru? Nu știu, noi oricum am avut și noi ca oricare cuplu, da? Deci există perioadele de criză,
Dar, nu știu, probabil că deșteptăciunea asta a noastră, când știm să cedem sau... Deci această înțelepciune vine probabil odată cu anii, da. Presupun, și cu experiența. Da, dar da. Din voi doi, dintre voi doi, de obicei se zice că unul neapărat e mai insistent, așa, și manifestă dragostea verbal de multe ori, cu dulcegării și așa mai departe, altul o arată prin fapte concrete sau prin altfel. Dintre voi doi, care e mai cu dulcegăriile? Noi, de fapt, o combinăm. Chiar v-ați găsit unul pe altul, ce să zic? O combinăm. Când eu tac, Costea vorbește mult. Când el tace, eu vorbesc mai mult. Da, dar în ultimul timp eu mai mult tac. Da? Da. Și nu pot să nu vă întreb, Valentina, cum suportați aceste despărțiri? Pentru că știm că Constantin are, nu știu, așa, o activitate destul de activă. Să zicem că pandemia are și momente pozitive pentru familia noastră, că avem posibilitatea să stăm mai mult în timp împreună. Cum a zis ea odată, mă bucur că ești acasă. După o perioadă mai îndelungată, tot întrebam, dar nu mai pleci nicăieri? Prea mult. La un moment dat, da. Într-adevăr, fiecare poate avem nevoie de... Deci de un pic de singurătate. Dar rodul dragostei voastre sunt doi copii. Doi copii născuți într-un cuplu de artiști vor avea cu siguranță o soartă interesantă. Cum îi îndrumați? Sau ce așteptări aveți de la ei? Adică insistați cumva să le schițați deja viitorul? Sau sunteți din categoria care îi lăsați? Deja am scăpat. Luând în considerație că vârsta... Diferența este prea mare. Deja 24 de ani. Fiu și-a găsit el calea lui. Acum noi suntem mai mult taxați pe ăsta mic. Dar oricum mereu a fost la noi așa că noi propunem, dar decizia o ia copilul. Vai, cât de adică înțeleg. Niciodată nu ne punem noi cu ceea ce noi dorim. Adică trebuie să vină de la copil. Probabil. Noi îi dăm câte mai multe posibilități, dar copilul alege până la urmă. Un exemplu simplu. Când era la mare, Victor, evident că vream să devii un muzician. Și l-am dat la școala muzicală. L-am dat la școala muzicală cu două scopuri. Avea probleme cu puțin cu sănătatea și trebuia să cânte la un instrument de suflat ca să dezvolte plămânii. La un moment dat, el tot îmi spunea, tăticu, ceva nu e în regulă cu învățătorul, că, mă rog, sunt niște probleme. Noi eram foarte ocupați și preocupați de cariera noastră, Valentina cu dansul, eu cu muzica, și la un moment dat a trecut jumătate de an și eu, întâmplător, am observat că el repetă, dar, ca să înțelegi, era frecvent se ducea la lecții, repeta seara piesa și după jumătate de an am înțeles că el cântă una și aceea piesă. Repetă. Mi-a fost foarte interesant și l-am întrebat, dar piesa asta e cântat-o și luna trecută și ce se întâmplă? Nu, că o spus că trebuie să o cânt mai bine. Și din interes... Am aflat că n-are lecții, avea solfegiu și m-am dus la școala muzicală să văd ce se întâmplă. Când am intrat în clasă, învățătoarea s-a uitat la mine ca la o mămuie. Cine sunteți? Cine sunteți? Ce aici? Păi unde e ficiorul meu? Păi deja jumătate de an nu frecventează școala. De ce? Asta da întorsătură, ca în film. Da. Eu mă duc la directoare. Ce se întâmplă? Și ea s-a spus, păi, a zis că voi ați plecat peste hotare, eu de câte ori v-am uitat la școală ca să explic ce se întâmplă, de ce e că el nu frecventa, evident că l-am scos din listă și gata. A fost un soi de șoc atunci în familie. Mai ales pentru noi, da. Vin acasă, la timp vine de la școala muzicală, de la școala muzicală și eu așa la... Dar emoțiile, știi cum... Eu îl întreb, unde ai fost? Foarte calm, artistic, răspunde. Am fost la lecție de solfeggio. Și ce ați învățat astăzi? Păi, am învățat, nu știu ce, o gamă. Și eu îi spun, dar tu știi că eu am fost în clasă și nu te-am văzut.
nu s-a mișcat niciun muscul. Wow. Da. A zis, păi, tăticu, tu probabil că ai schimbat și nu te-ai dus în clasa aceea care trebuia. Eu eram înaltă. Și spun, nu băiat, am fost la școală muzicală, tu nu mai ești elev acolo, ce se întâmplă? Și abia numai atunci a început să plângă și să povestească că el a încercat să bată la ușă la cei doi artiști din casă, dar ei nu l-au ascultat. Și el singur a ales o casă, a luat o decizie că se rezolve singur. Deci, într-adevăr, el pe jos se ducea până la școala muzicală, o calculat ce înseamnă, nu știi cum să spun, o calculat cât timp se ducea. Banii care îi dădeam eu pentru rutieră, strângea frumos, se ducea la casa de schimb valutar, la un prieten de meu care el cunoștea și aduna, cumpăra dolari, nu știu ce. Mai ați creat un mic geniu, nu pot să nu mă întreb cu ce se ocupa acum. El lucrează în companie, nu, el lucrează într-o companie foarte renumită. Apropo, cu ce s-a terminat muzica, ca să înțelegi? După aceea i-am schimbat școala, o frecventat saxofonul. Nu, a fost decizia lui. Decizia lui. Eu am spus, băi, bine, ok, ne oprim. Nu, vreau să continuu. Ca să ne împace, probabil. Da, să ne împace, da. Și după ce când a terminat școala muzicală, mi-a dus diploma cu note foarte, foarte bune și în momentul ce a zis, tăticu, poftim diploma, poftim saxofonul, dați-mi pace, vă rog. Eu nu-l cunosc personal, dar deja îl respect la culme. Asta nu, vreau să vă dar spun. Să știți că a trecut o perioadă a trecut de o timp perioadă, și a început el singur. Singur. La el a ajuns și a început el singur din oricum nou. Rămâne. El s-a făcut un proiect, se numea pe vremea aceea proiectul Tome Vega, cânta muzică balcanică în ritmul, e foarte, foarte cu un DJ din Germania, că el făcea studii și în Germania. O ajuns la o numită, zicem așa, era foarte popular în niște cercuri de club, așa, de un stil oarecare. Eram plecați cu ăla mic în America și el a avut o perioadă de jumătate de an că trebuia să stea acasă și a încercat Eurovizionul, să participe la Eurovizion aici din Moldova, a trecut prin tot ce a trecut și după aceea era o viziune sau o... Nu, era o trecere. De aceea, da, și el a zis că, tăticu, totuși eu mă văd în alt domeniu, deci în domeniul management, de fapt, în care lucrează el acum, activează, nu știu, a se întoarcă la muzică sau nu, dar oricum, a avut o performanță destul de reușită și a ajuns... să fie vestit în Germania. Știți, e o istorie demnă de un scenariu, de un film, sincer. Da, aveam pe ala mic acum, mă rog. Și surprizele urmează. Da. Încă mai mari, eu cred că... Cu siguranță, nu o să vă plictisiți. Ce pot să vă spun? Noi am putea discuta la nesfârșit, vă asigur. Dar totodată vreau să vă mulțumesc că ați venit la noi și ne-ați povestit aceste lucruri interesante. Vă rog să-i salut. Tați și pe cel mic și pe cel mare, chiar ne-au uimit și vă mai așteptăm pe la noi. Poate în componența, în toată componența completă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Și vă doresc plăcere, venim. Fericire și numai bine.